clădiri foarte mari, cu columne, piatră, cu foarte multe tone, cu pole, o perfecție de construcție impresionantă și vedem diferența între o ființă umană și aceste clădiri care sunt foarte diferite față de ceea ce se construiește în ziua de astăzi și în secolul 20. Toate clădirile astea, care sunt în toate părțile din lume, în toate țările, construite, după cum spune istoria oficială, în secolul 19, în anii 1800. Asta în concret cred că este în Peru, dacă nu mă înșel. Bun, ideea este următoarea. Asta este o poză care arată specia noastră umană, oamenii din 1800, care mai, mai mult sau mai puțin erau cam aceeași lucru. Deci, în toate țările din lume, cam asta era specia noastră umană. Noi venim de aici. Pentru că noi ne-am născut în secolul 20, ăștia din în 1800. Între 1850 și 1890. Pun întrebarea este, ăștia care s-au născut atunci au construit asemenea clădiri? Expozițiile mondiale, și asta, e, aici dau exemple, dar în toată lumea, în Europa, în America, atât în America care vorbește în limba engleză, cât care vorbește în limba spaniolă și portugheză, în Rusia, în Australia, în multe părți din Africa, în țările arabe, inclusiv și în țările asiatice, ăștia sunt responsabili că au construit așa ceva și le-au dărâmat după aceea, le -au, pentru că normal, spui tu dacă construiești asemenea clădiri glorioase în secolul XIX, păi lasă-le măcar ca noi, cei care venim după aceea în secolul XX, să ne bucurăm de ele, să ne simțim bine de trecutul nostru glorios. Astea sunt incubatoarele. Incubatoare de copii. Infant înseamnă bebeluși, copii mici. De ce atâta importanță în secolul XIX cu incubatoarele de copii? La fel cum în filmele cu clone, să creezi copii artificiali, in vitro, care n-au părinți, și după aceea să repopuleze lumea, o repopulație mondială, pentru că a fost ceva, s-a întâmplat ceva și n-au mai fost oameni. Vezi, aici arată o, o poză cu oamenii atunci, care se prezentau foarte bine, îmbrăcați frumos, ca să se bucure de aceste expoziții cu clădirile care au fost temporal construite. Întrebarea mea este, de ce atâta uh, importanță cu incubatoarele de copii? După cum știți, au fost trenurile de orfani, care au distribuit orfani, foarte mulți orfani, în multe părți din America și în Europa și în Rusia chiar. Și întrebarea este, de ce cauză toți, foarte mulți și chiar și în, familia, în familiile noastre, cei care am putut să cunoaștem sau am avut povestiri de, de ai noștri în familie care au vorbit cu străbunicii lor, care s-au născut în secolul XIX și au spus străbunicii, eu orfan, cei din jurul meu orfani, nu i-am cunoscut părinții, nici nu i-am cunoscut mama, nici tata. Toți erau orfani. Atunci, erau orfani sau au fost produși artificiali? Ca să fie repopulată lumea repede, ca să fie copiii folosiți în, în uzinele și fabricile din Revoluția Industrială, după cum știți, poze foarte urâte care au folosit copiii ca să muncească, și ca să fie cât mai repede populată lumea pentru a da loc la secolul 20. Asta este o poză tipică din acea vreme, cu oameni de toate vârstele, cam asta era viața în secolul 19. Să lucreze din viața până seara, până noaptea pentru un sar din nimica în fabrici, în uzine, revoluția industrială, fără viitor pentru tineret, muncă foarte grea, manuală și cam asta a fost. Această specie umană este responsabilă pentru a construi toate expozițiile, toate clădirile extraordinar de mari. Marea întrebare este cum le încălzeau, pentru că ai nevoie de energie electrică și de încălzire așa puternică, ca să trăiești acolo, ca să le poți folosi. În toate țările din lume, să nu mai spunem despre țările noi, cum sunt Statele Unite, Canada, Australia, țări ță 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 care au maxim 200 de ani. Deci, într-o vreme în care nu exista igienă, erau foarte multe războaie, toată lumea trebuia să muncească în agricultură, fără tehnologie, și tu construiești asemenea clădiri care după aceea, curios și misterios, au ars în incendii accidentale sau ceva s-a întâmplat, un cutremur și gata. Și mai mult decât atât, având în vedere că tehnologia era căruță de lemn cu cal sau cu măgar, sau cu bivol și tot era tehnologie pe bază manuală de lemn, cu căruțe de lemn și cu roți de lemn. Foarte multe clădiri care erau cu aceste cupole în mijloc, se numește Capitoliu, nu? în toate părțile din lume, și este un lucru care se dă continuu în pozele din secolul XIX, 1800. Să mai spunem cum am spus, electricitatea. Se presupune că atunci a început electricitatea să fie disponibilă. Dar ei deja aveau infrastructura gata făcută Întrebarea este cine plătea facturile, pentru că în ziua asta nu plătești o factură electrică, îți tai curentul. Și atunci era în stare să încălzească și să lumineze clădiri megalitice, impresionante, descomunale, cum mai spune, deci care e, e, e bătător la ochi, nu e la, Nu, nu, numai nu are logică. Asta este o poză din Canada, din Ottawa, cred că anul este 1876. Din nou, Canada este o țară foarte nouă, Abia are istorie, mai ales că este și foarte rece, o țară plină de emigranți, pentru că toți au emigrat în Canada, când au avut timp să emigreze, să facă copii, să muncească pământul, să construiască ce au construit, să aibă electricitate și încălzire și să fie în stare să se, să se, să se dezvolte, plus cele două războaie mondiale, plus toate problemele care au fost de-a lungul istoriei, în ultimii 200 de ani. Și totuși au în Canada niște clădiri de genul ăsta care îți așa, rămâi așa șocat, știi, când te uiți. San Francisco, uh, famosul cu tremur, spun ei, compar pozele din San Francisco cu ce a fost în al doilea război mondial și vezi că rezultatul bombardărilor în al doilea război mondial este identic cu ce arată San Francisco. Așa, eu întreb, a fost un cutremur accidental și incendii accidentale sau au fost cea mai mult acolo în San Francisco și în alte orașe din Statele Unite și în, în toată lumea. Aici am să și o clădire din lumea arabă, pentru că sunt diferite față de clădirile din lumea occidentală, tip Europa, Rusia, America, dar continuă să fie cupola, cu geamuri foarte mari, cu piatră foarte bine tăiată, din nou, în țări deșertice din lumea arabă. O poză care să arate specia noastră umană, acesta este ADN-ul din care noi ne tragem, și chiar dacă la unii nu le convine, dar asta e adevărul. Și din nou, cine este responsabil? Ăștia sunt responsabili că au construit toate clădirile care în proporție de 80% au fost dărâmate, intenționat, ca să construiască parcări de mașini sau clădiri în stil comunist, pentru că, bun, stil brutalist, în, pentru că se numește stilul brutalist, stilul ăsta cu ciment și cu stilul ăla de blocuri, sau să construiască un McDonald's sau un, ăsta, magazin de mâncare rapidă, știi? Mâncare gunoi, cum le numesc. Um, clădiri foarte mari cu piatră perfectă. Din nou, îmi place foarte mult când se vede diferența între ființa umană, oamenii care călătoreau și aveau tehnologie de uh, trăsură și căruță de lemn cu roți de lemn care se împodmăleau în nămolul și noroiul de pe stradă când plouă. Și Vezi aceste clădiri mari care n-au -au logică, n-au rost. Vezi atât clădirea de jos, cât și uh, ceea ce este la suprafață, la, la vârf, uh, aceste cupole și cu vârfurile și nu. Putem să vorbim mult și bine, pentru că este plin în lumea ceva. Să nu mai spunem că foarte multe clădiri, ci că au fost construite în secolul 17, 16, 15, 14, după cum spune istoria oficială. Uh, și mai spunem să adau și chestia cu ornamentările, pentru că normal tu spui, bun, dacă știi că clădirea respectivă o să fie dărâmată în decurs de 24 de luni sau un an jumate, ce rost are să-ți chinui capul, să construiești acolo, să faci ornamentările și statuile și a ta detaliu, dacă știi oricum că o să fie dărâmată, nu? Și când ai timp. Și mai ales că se construiau un câmp deschis, nu era infrastructură, nu erau drumuri, nu erau poduri, nu erau căi ferate, nu erau mașini. Nu, no, în fine. Din nou, ca să vezi o imagine când toată rasa umană era prezentă, deci oamenii care vizitau expozițiile și totul era pregătit special ca să fie vizitate și pe urmă din toată un incendiu sau un cutremur și totul să de râpă. Poze pot să fie multe, numai că nu este timp ca să, dai o, să faci un video de dedicație special la fiecare clădire, fiecare bloc sau construcție specifică. Asta este una din Asia, în țările asiatice, în stil India sau pe acolo prin zonă, din nou, sunt diferite, dar continuă să fie acest stil de energie: de cupolă și e columne, indiare, niște chestii care rămâi așa, deci șocat, în total. Aici o am să arăt o poză ca să vedem diferența între o ființă umană, pantoful din partea stângă de culoare maro, este un pantof de mărimea 39, 40, poate 41, 42. Și cel de lângă el, negru, este de două, de două ori mai mare. Atunci tu spui, vorbim despre uriași, nu uriașii civilizați care au construit aceste clădiri, pentru că clădirile erau făcute pentru o mărime de om cam de între 3 și 4 metri. Deci, dublu față de noi. Ca să-ți da, să dai seama tu, cam ce ar însemna să vezi o ființă umană care este între 3 și 4 metri înălțime față de noi. Ce s-a întâmplat cu ei? Ei au plecat, au fost resetați trăim noi cum va veni post-apocalipsa, pentru că sunt niște teorii care sunt foarte bine fundamentate cu dovezi, foarte bine studiate, care spun că apocalipsa a fost deja în, în anii 1700 cu resetările și că noi suntem specia umană care este după apocalipsă după răpire și după chestiile alea care se spun în lumea creștină. Deci trăim, ar veni vremurile rele după Apocalipsă, cei care am rămas în urmă cum ar venit și am fost repopulați și nu, no, filmele cu clone și toate chestiile astea. Bun, sper că v-a plăcut și uh, din nou, o să ne vedem în mai multe video în viitor cu chestii interesante. Salut!